eu sunt mai rău. Iubirea este o fată... Ca de obicei. Iubirea este o fată bună, cu o reputație proastă. Pentru că este obraznică. Ca tine. Pentru că este sinceră. Ca tine. Și pentru că conține o doză foarte mare de pericol. Ca tine. O cafea tare nu te lasă să dormi? Ca o revelație. Nu mai ești același om după ce ai citit-o. Spui că de luni încep dieta? Da, nu, aici spui adevărul. Dieta o încep de luni, dar o termin marți. Să stea liniștiți. Că mai e și martie. Și aprilie. Să trăiești cu adevărat înseamnă, pentru mine, să ai norocul să poți să muncești pentru tot ceea ce vrei, să ai femeia la care poate nu sperai și să mănânci noaptea să nu te îngrași până dimineața. Să o iubească bine, primul sfat. Corect. Al doilea sfat, să o iubească bine. Corect. Iar al treilea sfat, să nu uite niciodată de sfaturile 1 și 2. Să facă din tot ce îi propune el, tot ce vrea ea. Simplu. Îmi place. În niciun caz... Sunt curioasă. În niciun caz nu trebuie să fie ușa de biserică. Ușa bisericii se deschide... pentru toți păcătoși. Trebuie să fie selectivă, un pic nebună, dar în general, femeia trebuie să fie cum vrea ea. Să trăiești viața pentru alții, chiar și pentru un singur om care e lângă tine, să-i faci lui pe plac. Înseamnă totuși să nu trăiești viața ta. Deci eu zic, fii așa cum vrei tu să fii. Simplu, să o asculte, să o înțeleagă și să o iubească bine. Trei lucruri. Cele mai importante. O împăcare după o ceartă trebuie să fie mai pasională decât scandalul. Sigur că da. În general, o carte de credit. Visa sau Mastercard. În cazul fericit în care ai norocul ca pentru iubita ta un dar perfect să fie o carte, nu neapărat a noastră, orice carte, ești un norocos. Căsătorește-te cu ea.